Și acum vine minus B cu... Vine minus A, B la a treia. Minus A, B la a treia. Și minus B la a patra. Minus B la a patra. Și dacă ne uităm bine... Da. A la a treia B se simplifică cu A la a treia B. Da. Ăștia doi. Și A la a doua, B la a doua se simplifică cu ăștia. Da. Și A, B la a treia... Și rămâne A la a patra minus B la a patra. A la a patra minus B la a patra. Corect? Corect. Deci nu e un capriciu a cuiva. Formula asta este ca urmare a înmulțirii și de asta. Deci paranteza asta înmulțită cu asta, de asta. Și corect, atunci scrie egalitate. Da. A la a cincea minus B la a cincea care cum ar fi? Vine A minus B. A minus B. Pe lângă A la a patra. Da. Plus A la a treia. A la a treia. B la a întâia. Așa. Plus. Plus A la a doua. Dar scrie și tu. Tu scrie de pe caițel. Lupezi. Dictez de pe caițel. Da. Deci vine A la a patra. Plus. Plus A la a treia. B. Da. Așa. Plus următoarea este A la a doua. Da. B. A la a doua. B la a doua. Ca să facă patru totdeauna. Da. Deci A la a doua. A la a doua. B la, B la a doua. Plus. Plus A la a întâia. Da. A la întâia, B la a treia. Așa. Și plus? Și plus B la a patra. Plus B la a patra. Hai decât acasă să mulțești cele două parte, să te promiți că e bine. Da, sunt sigur că e bine. Da? Deci da. Așa. A la cincea, A la șasea minus B la șasea. Se egal cu A minus B. Da. A la a cincea, da. Plus A la a patra, da. B la a întâia, da. Plus A la a treia, da. B la a doua, da. Plus A la a doua, da. B la a treia, da. Plus A la a întâia, da. B la a doua, da. Și plus B la 5-a. B la 5-a. La 5-a, păi 4, 3, 2, 1 și B la 5-a, dar aici B la 3-a, B la 4-a aici. A, B la 4-a. A, B la 4-a. Și pe 1 plus B la 5-a, da? A plus B la 4-a. Plus A, B la 4-a. A, B la 4-a. Păi uite de ce. A o descrește. Și asta crește. Crește, da? Și ai fost A la 1-a și B la 4-a, că 1 și 4 fac 5, 2 și 3 fac 5, 2 și 2 fac 5, 4 și 1, 5. Și plus B la 5. B la 5-a. 4 și 5, 5. Da? Hai să vedem și A la 7-a. Acum, nu fără greșeală faci. A la 7-a minus B la 7 egal cu? 7 egal cu A minus B. Da. Pe lângă A la 6-a. Da. Plus A la 5-a. B la 1-a. Da. Plus A la 4-a. B la a doua, da. Plus A la a treia, B la a treia, da. Plus A la a doua, B la a patra, da. Plus A, B la a cincea, da. Plus B la a șasea. B la a șasea. Și iară te convinzi dacă mulțești așa. Da. Da? Și în general, A la N. A la N minus B la N.
va face egal cu A minus B. Da, A minus B, pe lângă. Pe lângă A la N, A la N minus 1. A la puterea N minus 1, da. N minus 1. Plus. Plus A la N minus 2. Da. N minus 2 și B. Ori B. Ori B. Plus. Plus A la N minus 3. Da. Ori B la N. B la a doua. B la, B la a doua. Da. Plus. Plus A la N minus 4. Da. Și B-ul e la a treia. Da. Și nu mai departe să spun puncte, puncte. Puncte, puncte, puncte. Și vine. Plus B la. B la. E minus 1. Minus 1. E la E minus 1, pe, nu? E minus 1. Așa. Am început cu A la E minus 1, terminat cu B la E minus 1. Deci observăm aici că termenii aceștia sunt, ai înțeles ce înseamnă partea a doua, te convingi, repet la ta, se înțește, te convingi tu că este treabă bună. Acum să facem X la a treia minus 27. Egal cu. Minus 27. Deci aici ar veni că e să-l scriem pe 27 ca da. Ceva la a treia. Adică, vă spun, este egal cu X la a treia. Adică X la a treia minus 3 la a treia. Da. Și egal cu. Minus 3 la a treia. Da. Și este egal cu X minus 3. Da. Pe lângă X la a doua. Da. X la a doua plus. Da. Și vine X. X ori 3. Da. Deci plus X ori 3 sau 3X. 3X. Da. Și plus. Ok. Plus 3, 3 la a doua. Adică 9, da? Adică 9. Iată, așa se desfășoară. X la 3 minus 27. Dacă aș spune X la 3 minus 1, egal cu? X la 3 minus 1. Aici 1 e la... Îl putem scrie ca 1 la 3. Da, deci egal cu X la 3. X la 3 minus 1 la 3. Da. Și egal cu? Și egal cu X minus 1. Da. Pe lângă X la 2. Da. Plus X. Da. Plus X plus 1. Unor X face X plus 1. Da. Deci, iată, asta ar fi desfășurat. Dar dacă ți-aș spune așa, cât face X la a treia, nu, 8X la a treia minus 1. 8X la a treia minus 1. 8X la a treia minus 1. Îi face în felul următor. Luăm cu coeficient. Pe 8, îl puteți scrie 2 la 3. 2 la 3. Și atunci zicem 2x tot la 3 minus 1. La 3 minus 1. Și cu ăștia putem face, că 1 îl punem la 3. Da, așa, da. Și îl face. Așa, și de... 2x minus 2x minus 1. 2x minus 1 pe lângă. Da. Și va veni așa. 2x la totul la a doua. Deci 2x totul la a doua. Da. Mă așteptam să spui 4x pătrat. Îl faci astea, da? Da, dar am zis să-l lași așa. Bine, să-l lași așa. 2x totul la a doua. Deci totul plus... plus 2x așa, plus 1. Plus 2x plus 1. Adică corect. Apropo de asta, a fost 2x minus 1 pe lângă 4x pătrat. Pe lângă 4x pătrat plus 2x da. Plus 1. Da? Ei, să știi că sunt și greșiții în care se întâmplă ca să ai așa desfăcut și tu trebuie să strângi asta. Deci când ai văzut 2x minus 1 pe lângă 4x pătrat plus 2x plus 1,
nu să face înmulțirea, ci pentru a mări ritmul de lucru, să se sesizeze că se strânge ca urmare a înmulțirii făcute în 8x la 3-1. Da. Deci, nu numai așa în desfășurat, ci și înapoi. Am situații când surprind și înapoi. Pentru a ușura munca. Sigur că da. Păi o să-ți arăt îndată de ce trebuie să fie așa. Dar ca să mă duc în continuare aici, dacă ți-aș da așa, 8x la 3, a? Minus 27, cu cine ai spune că este egal? 27, va veni că e 2 la 3, 2x totul la 3, a? Minus... Minus 3 la 3. 3 la 3, așa acum îi aplicăm formula și este egal cu? Da. Și ne egal cu 2x minus 3, da, pe lângă. 2x minus 3 pe lângă. Pe lângă 2x la 4x pătrat. 4x pătrat, sigur că da. 4x pătrat plus 2x ori 3. 2x ori 3. Deci prin plus 6x. Plus 6x. Plus? Plus... 9, că e 3 la 2. 3 la 2. Plus 9. Și 9 direct. Dar dacă ți-aș da, dacă ți-aș da așa, 8x la 3, da? Minus 5. Cum să-l descompui pe asta? Minus 5. 2x la 3. Deci 2x, deci scrii 2x totul la 3, da? 3. Minus, ți-a trebuit tot ceva la 3. Mi-a trebuit tot ceva la 3. Și o scriem pe ăsta ca radical din indicii 3 din 5, totul la 3. 5, totul la 3. Că dacă zici radical și la 3, ca și cum ar fi fost 5. Se anulează... Da. E, dar indicii radicalul și cu puterea, se anulează și rămâne 5 de aici. Dar tu ți-ai așezat ceva la 3, nu s-a ceva la 3. Și va fi egal acum cu... Că să fie convenat. Va veni 4x pătrat. 4x pătrat. 2x minus... 2x minus... 3. Nu? Minus 5. Minus radical din 5. Radical din 5 de ordine 3. Deci radical de ordine 3 din 5. Deci radical de ordine 3 din 5. Adică A minus B deocamdată. Da, ăsta e tot termenul nou. Da. Ordine 5, totul pe lângă. Yeah. Și vine 4x pătrat. Da. Plus 2x ori radical de ordine 3 din 5. Radical de ordine 3 din 5 și plus? Din 5. Da. 3 din 8. Da. Și plus ăsta la 2. Așa. Plus? Deci va veni radical de ordine 3 din 5 totul la 2. Totul la 2. Și iată cum... am văzut și desfășurarea în condițiile acestea. Cu adică, toate formulele acestea îți sunt de mare folos, trebuie să știi rapid, pentru că în foarte multe exerciții, cum am văzut aici descompunerile de care e nevoie, dar s-ar putea să-ți dau și așa. 1 supra x minus 1 plus 1 supra x plus 1 e egal cu. Să faci adunarea asta. X minus 1, x plus 1. Păi vine sus x plus 1 plus x minus 1 tot supra x. Așa, deci aici am zis și cu cine? Cu x plus 1. X plus 1. Deci face cu x minus 1 și face 1 supra... Și va veni 1 supra x minus 1 pe lângă x plus 1. Păi, deci sus, dacă amplificăm, vine x plus 1 ori 1, face x plus 1. X plus 1. X plus 1, prima dată sus. Plus, din plus cea de-al doilea, x minus 1. X minus 1, supra x minus 1, pe lângă x plus 1. Da? Și face egal 1 cu 1, se reduc. Și face 2x supra... 2x supra x minus 1 totul la... Este aici. X minus 1 pe x plus 1. X minus 1 pe x pătrat și 1. X la a doua minus 1.
Păi e formula aici, că nu mai pot face A la 2, de pe la 2. Faci X la 2, minusul. N-ai decât să ne mulțești, vezi că așa strămâne. Da. Și dacă am să-ți dau următorul lucru, deci, dacă vei avea de făcut să aduni fracțiile următoare, să spunem așa. Fie expresie e de x. E de x egal cu 3 supra x la a doua minus 1 plus 5 supra x plus 1 minus 7 supra x la a treia minus 1. Da. Cum te descurci aici? Amplificăm prima fracție cu x plus 1 pe lângă x la 3 minus 1. Da. Ar trebui să aflăm cel mai mic multiplu comun, nu? Cel mai mic multiplu comun, da. Să vedem acum descompunerile. Deci, luăm de o parte pe x la 2 minus 1, x la 2 minus 1, este egal cu? Este egal cu x minus 1 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Apoi, cea de următoarea. X plus 1. X plus 1 rămâne așa, x plus 1 e egal cu x plus 1, nu mai poți face nimic. Da, și x la 3 minus 1. X la 3 minus 1 va apar, dar descompunerea. Va veni x minus 1. X minus 1 pe lângă x la a doua. Așa, plus x plus 1. Plus x plus 1. Și... Acum, cel mai mic multiplu comun al lor, cel mai mic multiplu comun, va fi egal cu... X plus 1. X plus 1 e singurul luăm, x plus 1. Că dacă ar mai fi și un x plus 1 de tot la a doua, l-am luat pe acela, că de obicei comun, de obicei cu exponentul cel mai mare. Da. Apoi, x plus 1 este și aici, este și aici, da? Da. Luăm o singură dată. O singură. Dar dacă ai fost x plus 1 aici la pătrat, îl luăm pe ăsta la pătrat. Deci dintre cei doi comuni, luăm cel cu exponentul cel mai mare. Da. Apoi. Apoi amplificăm sus. Pe cine mai trebuie să luăm? Pentru multiplu. Pe x minus 1. Și x minus 1 trebuie să luăm. X minus 1. Și încă x pătrat plus x plus 1. X pătrat. Deci luăm și pe cei comuni și pe cei necomuni. Cei comuni luăm puterea cea mai mare. Da. Și cei necomuni până cu un ar x pătrat plus x plus 1 ca factor, luăm și pe el. Pentru x pătrat plus x plus 1. Asta este numitor. Și acum, prima cutiță am amplificat. Prima s-ar amplifica cu x la 2 minus 1. S-ar amplifica cu x pătrat plus x plus 1. Vezi? Că x la 2 minus 1 are x plus 1 pentru că x minus 1 și a rămas cu toată asta. Da. Da? Deci x pătrat plus x plus 1. Apoi, următoarea cu cine s-ar amplifica? Următoarea are x plus 1. S-ar amplifica cu x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1. Adică x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1, cât ar fi? X minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1? Ar veni... X la 3. X la 3. Minus 1. Minus 1. X minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1, da, adică asta este tocmai x la 3 minus 1, da? X la 3 minus 1. Și, în sfârșit, la x la 3 minus 1? X la 3 minus 1. Va veni x plus x la 3 minus 1. Care înseamnă x minus 1? X plus 1. Doar cu x plus 1. X plus 1. Deci este foarte important să știm formule de calcul scurtat. Da. Deci e foarte important. Nu am făcut așa treaba asta ca umplutură.
Și am, repet, un volum care se intitulează Calculul algebric, în care am toate șmecherile astea pus la punct. Se pot găsi pe internet, dacă tastezi pe Google Prof Online, și intră la videomatematică, acolo sunt pachete de DVD-uri. Chiar pe prima pagină apar și pachete de DVD-uri. Și dai click acolo și intri în pagina aceea și sunt 18 volume. Din cele 18 nu e aritmetica, nu e geometria, că nu te interesează, dar tot ce este în afară de geometrie, în spațiu și plană, trebuie luat. Că acolo sunt foarte multe lucruri să fie explicate. Și la clasa a 5-a și așa. Deci, în care avești calculul algebric și funcții, limite de funcții, continuitate, derivabilitate, derivate și așa mai departe, toate lucrurile. Da. Deci, în afară de ce îți spun eu acum, trebuie făcută chestia asta, toate volumele acelea, ca să te apuci să muncești individual, pe capitole concret. Da? Deci, eu vin așa, decât să arunci banii la cel care ai aruncat în continuare până acum, sau și de aici încolo. Ai acum capitolele cele așa, ai pe internet tot ce trebuie. Vrei să muncești, poți muncești 24 de 24. Că ai pe ce? În varianta profului online. Da. Da? Am să mă înveți. Numai să vrei. Da, așa. Voință. Bun. E de X am văzut așa. Hai să ne întoarcem să continuăm cu formulele de calcul scurtat, pentru că A la N minus B la N ne-am făcut, da? Da? Acum să facem așa. A la a doua plus B la a doua, egal cu cine? Ia să vedem. A la a doua plus B la a doua. Deci continuăm la formulele de calcul. S-a mai anotat pentru setul acela de ce e important să știm formulele acelea. A la a doua plus B la a doua cu cine este egal? A la a doua plus B la a doua este egal cu A plus B pe lângă. A plus B pe lângă. A plus B. Nu, asta este A plus B pătrat. Vezi? A plus B pe lângă A minus B e treaba cu A la 2 minus B la 2. Păi vezi? Răspunsul nu are o descompunere asta. A la 2 plus B la 2 nu se poate descompune. Este o întrebare. Nu. Hai ce-i faci. N-am ce-i faci. Nu există formula asta. Tu ai spus că A minus B nu se poate, la a doua nu se poate. Deci care e povestea? N-are descompunere. Dar A la a treia plus B la a treia. A la a treia plus B la a treia. Are. Și cu cine este egal la a treia? Ia să vedem. A plus B. Se începe cu A plus B, da? A plus B, pe lângă. A plus B. Deci A plus B neapărat. Se începe cu A plus B. Pe lângă. Trebuie să fie un A pătrat. Din cauza că ați face A ori A la a doua, ați fac A la B. Da. Îi trebuie și un de la a doua, la a doua, la sfârșit. Deci plus un de la a doua. Că B ori B la a doua fac B la a treia. Și în mijloc este minus a B. Și te rog să convinc. Eu am înțeles ce tu acolo. Deci dacă am eu dreptate. Și a la a treia. Minus a pătrat B. Plus a B pătrat. Plus a pătrat B minus a B pătrat plus B la 3. Ochi și a B pătrat ăsta se zice cu ăsta și a la 2 ăsta se zice și a la 3 plus B la 3. Mai e bună? Corect. Bun. Ia spune, în ce ai făcut meditații? Nu. N-ai făcut. În liceu a fost. Așa, ai trecut de acolo. Nici o treabă. N-ai avut nicio treabă. Nici o treabă. Și unde ai făcut liceul ăla? Dărmănești. A, Dărmănești, aha.
Acum știu. Cu cine ai făcut matematica pe acolo? Ai fost doamnă. S-a făcut matematică? Nu s-a prea făcut. Se făcea, dar nu învățam. Noi n-am prins firul. Gata, s-a terminat tot. Da. Ala a treia a fost bela a treia. Matematică? Ala a patra a fost bela a patra. Ala a patra a fost bela a patra egal cu? Ala a patra a fost bela a patra este egal cu A plus B pe lângă ala a treia. Și A plus B trebuie neapărat. Ala a treia trebuie. Da. Și trebuie B la a treia. Și acum mijlocul. Va trebui un minus... minus 2AB. Deci un minus 2AB. Da. Plus B la 3. Și plus B la 3. Și dacă ar fi așa, ar trebui la mulțire să meargă. Da. Nu merge. Nu merge? Nu. Mai trebuie... Fiindcă asta n-ar descompune. Deci asta... Deci... La a doua, la a patra, la a șasa, la a opta, nu auzi, numai la ele impare. Deci și asta semn de întrebare, ca să nu pierdem timp. Și a la cincea plus B la cincea va avea, da, și va veni că e A plus B pe lângă a la patra, da, minus... minus A la a treia, ca dincolo. Minus A la a treia B. A la a treia B. Deci scade, da? Plus A, mă alternează și semne. Plus... plus A la a doua B la a doua. Minus... B la a doua. Și acum minus din nou. Da. Și va veni... A, a B la a treia. Deci A o descrește. Și B o crește. Da. Și plus B la 4. Și plus B la 4. E ca și la A la 5 minus B la 5. Cum era la A la 5 minus B la 5? A la 5 minus B la 5. Era A minus B. Te amintești, da? Da. Pe lângă. B. Pe lângă. A la 4. Da. Plus A la 3. B. Plus... plus A la a doua, B la a doua, da. Plus A ori B la a treia, da. Plus B la a patra. Plus B la a patra. Asta e A la a cincea minus B la a cincea. Exact. Diferența e de semn. Iar aici alternează semn. Ca să se simplifice. Ca să reducă termenul semnului, când acum de mulți de acolo. Da, pentru că aici avem minusul în față. Sigur că da, minusul de aici. Te rezolvă pentru simplificare. Da. Pentru reducerea termenului, pardon. Iar nefiind aici minusul, alternează aici și atunci iarăși te duci foarte bine. Da. Și nu putem pune minusul. Dacă punem și minus... păi dacă ne-a dus în cealaltă. Rămână. Da. Și nu mai este A la 5 plus B la 5, ci rămâne A la 5 minus B la 5. Se schimbă semnul, da. E altă formulă. Da. Când este corectă, te convingi tu. A la 6 A la 6 plus B la 6? Asta nu există. Asta nu există. Iar A la 7 plus B la 7 va face egal cu... B la 7 va face A plus B, B pe lângă. Vine A la 6, da. Minus A la a 5 B, B, da. Plus A la 4 B la 2, da. Minus A la 3 B la 3, da. Plus A la 2 B la 4, minus A B la 5, și vine plus B la 6. Plus B la 6. Da. Te convici că e bine acasă, când înmulțești. Da. Da. Sunt sigur că e bine. Adică am prins logica lucrurilor. Da? De ce alternează, de ce nu știu ce, ai văzut, da, dincolo, facem comparații, înțelegem lucrurile și atunci o să avem șanse. Altfel, muncim degeaba. Degeaba. Știi,
E vorba de cărat apă într-un butoi fără fund. Și nicio șansă. Da. Atunci asta e. Și atunci, în chestiile astea, matematica are un prost. Și, din păcate, repet, sunt foarte trist că este prezentată foarte prost. Foarte mult se convinc că ei nu au nicio șansă. Da? Ce? Matematica nu e pentru mine. Nu, e pentru tine, dar n-ai înțeles de unde vin. Pentru că nu ți-a fost prezentată cum trebuie. Și acum, hai să vedem din nou. A plus B totul la 3, a? Din nou, Newton. Până la binomul lui Newton să ajungem. Era cu combinările. Da. Dar până una alta, hai să plecăm de la A plus B totul la 2. Deci A plus B totul la 2 este egal cu cine? A plus B pe lângă A plus B și egal cu A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Deci avem A plus B totul la 2. Pe lângă A plus B, da. Și egal cu A la a doua plus 2AB plus B la a doua. Când se mulțește acolo paranteze, da? Da, da. Deci A plus B totul la a doua este egal cu A plus B, ai spus tu, pe lângă A plus B. Da. Și face la mulțire A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Sau mai este egal cu 1 ori A la 2 plus 2 ori AB plus B la 2. Sau egal 1 ori B la 2. Și asta înseamnă combinări de 2 luate câte 0. Combinări de 2 luate câte 0 ori A pătrat plus combinări de 2 luate câte 1, adică 2 ăsta, ori AB, și plus combinări de 2 luate câte 2, ori B la 2. Cât din ala e la 0. Hai să vedem, combinări de 2 luate câte 0, cât este? Combinări de 2 luate, combinări din luate câte K, să ne amintim formula. E n factorial sus. Da. Supra K factorial, da, înmulțit cu diferența factorială. E minus K factorial. Factorial. Deci cât ar veni combinarea din la câte 0, ar fi egal acum după formula. De 2, nu? De 2 la câte 0, da. 0. Va veni 2 factorial, da, supra 0 factorial, da, înmulțit cu 2 minus 0, 2 factorial. 2 minus 0 factorial. 0 factorial. Și face 2 factorial supra 0 factorial cât este? Este 1. 1. Ori 2 factorial. 2 factorial. Cu 2 simplifică și face 1. Și face, deci e bine. Ca în loc de 1 să pun combinări de 2 la câte 0, da? Că asta face 1. Combinări de 2 la câte 1 să facem. Da. Și vine 2 factorial supra, supra 1 factorial ori 1 factorial. Și rămâne 2 factorial. Și rămâne 2 factorial. Care înseamnă 2 ori 1? 2. 2. Și bine, da? Da. Deci ăsta e egal cu 2. Și combinăm 2 la 2? Vine 2 factorial, 2 factorial se simplifică diferența și... Diferența este 0 factorial. Și e 0 factorial. Deci mi-a venit 1, n-am treabă cu el, da, și mi-a venit 1. Cu alte cuvinte, combinări de 2 luate câte 2 este egal cu combinări de 2 luate câte 0. Da. Da? Combinări de 2 luate câte 0. Adică există combinări așa, formula care trebuie reținută, combinări de n luate câte K. Da. Combinări de n luate câte K. Combinări de n luate câte K egal cu combinări de n luate câte n minus K. Este formula de legătură a combinările complementare.